Nu uitați că faceți parte din natură și că sunteți cel mai frumos și cel mai de preț lucru din creație. Dr. Farmacist Rosenberg Ladislau vă așteaptă la emisiunea Dr. Natura în fiecare joi de la ora 18:15, emisiune în care se vor dezbate teme de educație sanitară, sfaturi utile pentru un mod de viață sănătos și terapii complementare în prevenția și tratamentul diverselor boli. Sunt Dr. Farmacist Rosenberg Ladislau și vă invit la emisiunea Dr. Natura. Dr. Natura în fiecare joi, numai la Radio Ring pe 90.2. Bună seara, stimați radioascultători fideli ai emisiunii Dr. Natura. În emisiunile trecute am discutat despre importanța alimentației bogate în diverse legume și fructe în prevenirea și tratamentul unor afecțiuni gastrointestinale. Azi abordăm utilizarea legumelor și fructelor utile într-o serie de boli hepatobiliare frecvent întâlnite printre pacienții din România, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când se face, din păcate, abuz de alimente greu digerabile, bogate în grăsimi, dar și în alcool. În primul rând, aș vrea să discutăm care sunt cele mai frecvente boli din sfera aceasta a bolilor hepatobiliare. Printre bolile hepatice frecvente, amintesc hepatitele, despre care vom discuta în detaliu în minutele următoare, insuficiența hepatică, ciroza, cancerul hepatic și altele. Iar dintre bolile vezicii biliare, colecistita acută și cronică, dischinezia biliară, litiaza biliară și multe altele. Bolile hepatice se asociază de cele mai multe ori cu boli ale colecistului, astfel că avem de-a face, în general, cu boli hepatobiliare. La început să vedem care este rolul ficatului în organismul uman. Trebuie să precizez că ficatul este cel mai mare organ solid al corpului nostru, ficatul fiind considerat și este considerat și glandă, întrucât secretă bila. Afecțiunile hepatobiliare sunt cauzate de perturbarea cel puțin a uneia dintre numeroasele funcții hepatice. Pentru ca funcția hepatică să fie perturbată mai mult de 3 sferturi din țesutul hepatic, trebuie să fie afectat. Cauza afecțiunilor hepatobiliare, putem să spunem că este multifactorială, este multiplă. Putem vorbi de inflamații celulare, în cazul hepatitelor, putem vorbi de colestază, adică de obstruarea secreției biliare, acumularea de colesterol și trigliceride la nivelul hepatic, care produc colestază, abuzul de alcool, lezarea țesutului hepatic de către substanțele minerale, toxice, de către medicamente sau infiltrate celulare anormale. Vedem pe scurt care sunt simptomele caracteristice ale bolilor hepatobiliare. Simptomele acestor boli, atât de răspândite în rândul populației din România, sunt următoarele, sau aș vrea să precizez principalele simptome specifice bolilor hepatobiliare. Grețuri, vărsături, durerea abdominală, icterul, oboseala, slăbiciunea fizică, scăderea ponderală, deci scăderea în greutate și altele. Persoanele cu litiază biliară pot avea grețuri și vărsături după o masă copioasă, după o masă bogată în grăsimi. Dacă vezica biliară, colecistul, se infectează, apare și febra. În ceea ce privește ciroza, această afecțiune gravă a ficatului
prezintă ca și simptome mâncărimi, ginecomastie, impotență, confuzie, ascită, etc. Să vedem ce plante medicinale și aromatice se recomandă în afecțiunile ficatului. Plantele utilizate în bolile inflamatorii și degenerative ale ficatului sunt armurariu, care, știm bine, conține silimarina, principiu activ atât de valoros, atât de util în detoxificarea ficatului, în tratamentul diverselor afecțiuni ale ficatului. O altă plantă medicinală importantă este anghinarea. Și să mai menționez cimbrișorul de câmp, călbenelele, cicoarea, coada șoricelului, mușețelul, păpădia, rostopasca, menta, schinelul, lichenul de piatră, sunătoarea și altele. În caz de ciroză hepatică cu fenomene de ascită sau edeme, este recomandată o dietă săracă în sare, iar preparatele din plante cu efect diuretic sunt binevenite. Și aici aș menționa câteva plante care se pot folosi în tratamentul adjuvant al acestei boli. De exemplu, coada calului, cozile de cireșe, care au un bun efect diuretic, mătasea de porumb, de asemenea, se remarcă prin efect diuretic, urzica, mesteacănul, ceaiul verde și altele. Să vedem ce tratament se poate folosi pentru drenajul biliar, deci pentru drenajul colecistului. Pentru asigurarea drenajului biliar, se recomandă administrarea uleiului de măsline, câte două linguri dimineața pe stomacul gol, după care bolnavul se va așeza timp de 15 minute pe partea dreaptă. Și acest lucru, această cură cu ulei de măsline pentru bila leneșă, pentru drenarea colecistului, se face 10-15 zile pe lună, deci sub formă de cură. Să vedem ce medicamente naturale se utilizează în bolile hepatobiliare. Printre medicamentele utile în aceste afecțiuni, deci în afecțiunile hepatice și biliare, se remarcă silimarina, extractul de anghinare, fosfolipidele și complexul de vitamine B, de asemenea aminoacizii și altele. Silimarina este un excelent hepatoprotector care se folosește pe scară largă în tratarea bolilor hepatobiliare. Această substanță se găsește în planta cunoscută sub denumirea populară de armurariu, denumirea în limba latină Silibum marianum, și putem să spunem că silimarina este un complex format din trei flavonoide, silibină, silicristină și silidianină. Silimarina este recomandată în insuficiențe hepatice, în ciroze hepatice, în intoxicații și în hepatite. Silimarina stimulează sinteza hepatocitelor, crește rezistența acestora la toxine, scade riscul formării calculilor biliar prin efectul coleretic și colagog, și are și un bun efect antioxidant. Silimarina este disponibilă sub diverse forme farmaceutice, în special sub formă de comprimate sau capsule, și care conțin extract standardizat, obținut din armurariu, extract standardizat în silimarina. De asemenea, găsim preparatele obținute din armurariu sub formă de tinctură sau ceai obținut din semințe sau frunze din această plantă.
Trebuie să spunem însă că eficacitatea terapeutică maximă îl găsim la preparatele standardizate, la medicamentele fitoterapeutice standardizate cu conținut exact, precis de silimarină, care este, așa cum am spus, principiul activ cel mai important din compoziția acestei plante. O altă plantă valoroasă, utilizată cu mult succes în tratamentul afecțiunilor hepatobiliare, este anchinarea, denumită în limba latină Cinara scolimus. De la această plantă medicinală utilizăm în fitoterapie frunzele, respectiv diversele preparate obținute din frunze de anghinare. Deci este, putem să spunem, o plantă medicinală cu efecte benefice asupra ficatului și colecistului. Frunzele, dar și rădăcinile, conțin cinarină, flavone, inulină, săruri minerale și tanin, cu efecte antitoxice, cu efect coleretic, dar și cu un bun efect diuretic. Extractul din frunze, împreună cu sărurile de magneziu din anumite combinații, din anumite preparate farmaceutice, mărește secreția biliară, deci are un efect coleretic colagog, reglează secreția de colesterol, metabolismul glucidic și, ceea ce este foarte important, detoxifică ficatul. Se utilizează pentru stimularea fluxului biliar al diurezei, se folosește cu succes în tratamentul hepatitelor acute sau cronice, în special în tratamentul hepatitelor cronice, în colecistite și în carențe organice de magneziu. Dintre medicamentele, dintre produsele naturale folosite în tratamentul bolilor hepatobiliare, mai amintesc fosfolipidele, care au un rol important asupra hepatocitului, deci asupra celulei hepatice. Acestea, intrând în compoziția membranei celulare, ca și reglator în schimbul intra- și extracelular. Fosfolipidele esențiale intervin în regenerarea, întreținerea și buna funcționare a ficatului, datorită capacității acestora de a forma noi membrane celulare. Complexul de vitamine B este de asemenea benefic în afecțiuni, în boli ale ficatului. Acest complex de vitamine se poate administra, de exemplu, sub forma diverselor preparate, diverselor medicamente, respectiv suplimente nutritive care conțin diversele vitamine din grupul B, B1, B2, B6, B12. Tiamina sau vitamina B1 intervine în metabolismul glucidic al ficatului și îl protejează de acțiunea toxică a alcoolului etilic. Vitamina B2 respectiv și vitamina B3 au un rol important în reacțiile redox la nivelul hepatic, la nivelul celulei hepatice, iar vitamina B12 influențează favorabil sinteza proteinelor, metabolismul glucidelor și al acizilor grași. Vitamina B6 sau piridoxina ajută la detoxifierea hepatică, fiind importantă în cazul utilizării cronice, timp îndelungat, a unor medicamente cu efect hepatotoxic. Dintre aminoacizi, amintesc L-arginina, L-cisteina și L-carnitina, respectiv glutationul, care sunt utile
pacienților care suferă de afecțiuni hepatobiliare, deoarece stimulează funcțiile ficatului și intervin în procesele reparatorii prin stimularea sintezei de proteine hepatice. Arginina ajută la detoxifierea ficatului și participă la mecanismele antitumorale, fiind indicată în cirozele hepatice, dar și în hepatite. Un ficat sănătos înseamnă un metabolism normal, înseamnă un organism sănătos. Pentru cei care preferă terapia pe cale naturală, ca tratament adjuvant, adică ceaiurile de rostopască, sunătoare, mentă, cicoare, păpădie sau sucul, de exemplu, de ridic negre, sunt foarte utile. De asemenea, se recomandă mese regulată, evitarea alimentelor grele, alimentelor bogate în grăsimi, evitarea sedentarismului, renunțarea la fumat și, desigur, la alcool. Să discutăm acum, în continuare, despre hepatite. Vedem ce sunt și de câte feluri sunt hepatitele. Hepatitele reprezintă și în zilele noastre o mare problemă de sănătate și din acest motiv voi insista asupra acestor afecțiuni. Ficatul este unul dintre cele mai importante organe ale digestiei și totodată locul neutralizării toxinelor și altor substanțe care ajung în sânge. În sensul larg al termenului, prin hepatite definim orice boală caracterizată prin inflamația celulelor ficatului. Hepatita este un concept medical foarte larg, care cuprinde numeroase entități clinice și anatomopatologice. Hepatitele acute sunt numai cele virale. De exemplu, virusul hepatitei A se transmite pe cale digestivă, virusul hepatitei B se transmite prin transfuzii de sânge infectat cu virusul respectiv sau pe cale sexuală. Virusul hepatitei C are aceeași cale de transmitere ca cel menționat anterior, adică al hepatitei B. Virusul hepatitei D apare numai dacă există infectarea cu virus de tip B, iar virusul E, virusul hepatitei E, este transmis tot pe cale digestivă. Hepatitele cronice se caracterizează prin suferință hepatică prelungită la mai mult de 6 luni după episodul acut viral sau după expunerea la noxe hepatice toxice, de exemplu la alcool, medicamente, și aici aș vrea să citesc câteva substanțe medicamentoase care au efect hepatotoxic puternic. În primul rând aș vrea să menționez paracetamolul, care este folosit în mod abuziv în cantități extraordinar de mari, mai ales în această perioadă a anului. Amintesc izoniazida, care de asemenea anumite antibiotice pot să producă, pot să aibă acest efect hepatotoxic puternic. Dintre substanțele toxice asupra țesutului hepatic, trebuie să amintim unele lacuri, vopsele, detergenți, insecticide și fungicide. De aici rezultă importanța deosebită a acestor preparate, plante medicinale cu efect hepatoprotector, dar și importanța crescută a dietelor, a alimentației recomandate pacienților cu afecțiuni hepatobiliare. Și în continuare vom discuta despre diversele legume și fructe care se pot folosi în dieta asociată
asociată a pacienților care suferă de hepatite. Așa să menționez aici agrișele consumate ca atare sau sub formă de compot, sub formă de supe sau garnitură cu sosuri albe. De asemenea, agrișele se pot consuma sub formă de suc proaspăt, 100-300 de mililitri pe zi, în 3-4 reprize. Desigur, în acest anotimp există posibilitatea de a consuma agrișele sub formă de preparate, sub formă de compot, sub formă de supe sau garnitură. Se mai recomandă cireși dintre fructe, cireșele și vișinele, care ajută la regenerarea parenchimului hepatic în sechelele de hepatită. Aceste fructe valoroase se consumă ca atare, când se pot face cure cu cel puțin jumătate de kilogram pe zi din aceste fructe, din cireșe sau din vișine, pe toată perioada de fructificare. În această perioadă anului se recomandă însă preparatele obținute din cireșe și vișine, în special mă gândesc aici la compot. În perioada de fructificare se recomandă cura de suc, cel puțin 200-300 de mililitri pe zi. Infuzia obținută dintr-o lingură de cireșe uscate la o cană este o metodă de a folosi cireșele și vișinele chiar și în această perioadă de toamnă-iarnă a anului. Din această infuzie se consumă 2-3 căni pe zi. Alte fructe recomandate sunt fragile și căpșunile, consumate ca atare, în cure de minimum 300-500 de grame pe zi, de preferință dimineața. Pentru acest sezon, recomand gutuile consumate ca atare sau sub forma unor produse obținute din acest fruct deosebit de valoros, preparate, de exemplu, care se pot obține din gutui, sucul, siropul, jeleul, care sunt indicate pentru a intra în alimentația, în dieta pacienților cu afecțiuni hepatobiliare. O rețetă care se poate folosi acest fruct ar fi decoct, obținut dintr-o gutuie mare, rasă, la 1 litru de apă, se lasă să fiarbă până ce lichidul scade la jumătate și această infuzie se îndulcește cu miere. Se bea pe parcursul unei zile. Alte fructe indicate în alimentația, în dieta pacienților cu afecțiuni hepatobiliare sunt lămâile, cu efecte bune în refacerea parenchimului hepatic, în hepatite sau chiar și în preciroze. Lămâile se consumă ca atare sau sub formă de limonade, în cure de lungă durată, se pot folosi cel puțin una-două bucăți pe zi sau sub formă de suc până la 200 de mililitri pe zi. Mai recomand măceșele sub formă de infuzie obținută din 2 linguri la jumătate de litru de apă și în această infuzie se bea cursul unei zile. Se pot folosi prunele consumate ca atare sau sub formă de decoct, obținut din prune uscate. Strugurii sunt utili în hepatite sau chiar și în ascite consecutive unor hepatite. Se consumă ca atare sau sub formă de cură de must. Dintre legume se recomandă fasolea
verde, consumată în preparate culinare ușoare, de asemenea morcovul, care este un bun stimulent al regenerării parenchimului hepatic, se consumă ca atare sau sub formă de suc. Reventul, ridichile, de asemenea, sunt indicate, consumați sub formă rasă, eventual în combinație cu mere. De asemenea, de la ridic se poate folosi sucul, de preferat în amestec cu suc de morcov. Și ca să închei această listă de legume și fructe utile, recomandate în afecțiuni hepatobiliare, amintesc și salata verde, consumată ca atare. Să vedem ce este litiaza biliară și ce recomandări se pot face la bolnavii afectați de această boală. Calculoza biliară sau litiaza biliară este o boală caracterizată prin prezența calculilor în colecist, adică unor concrețiuni pietroase care rezultă prin precipitarea anumitor componente, de exemplu calciu, colesterol, componente ale bilei. Acești calculi se formează în vezica biliară și pot migra în căile excretorii biliare, care se reunesc pentru a forma canalul coledoc. În calculoza sau în litiaza biliară au eficiență, se pot folosi cu o serie de legume și fructe, sunt recomandate în dieta acestor pacienți care suferă de această afecțiune biliară. Și aici amintesc cireșele consumate ca atare sau sub formă de suc, măslinele, aici desigur ne gândim la uleiul de măsline, referitor la acea cură cu ulei de măsline despre care am discutat anterior și care este deosebit de eficientă. Se mai recomandă cartoful consumat ca atare în preparate culinare ușoare, ceapa macerat obținut dintr-o ceapă mare, tăiată mărunt și 4 linguri de ulei. După aceea se mai recomandă năsturelul consumat sub formă de salată și ridichea. Unul dintre cele, putem să spunem, ridichea este una dintre cele mai importante produse vegetale care se pot folosi în tratamentul calculozei biliare. Cum îl folosim? Sub formă de suc, de preferat amestec cu suc de morcov, se ia 20-40 de mililitri din acest suc, cu circa 15 minute înainte de mese. Oare pot beneficia bolnavii cu colici hepatobiliare de dietoterapie? În mod sigur, da. Calculoza biliară poate avea drept complicație, printre altele, și colica hepatobiliară, care înseamnă o durere intensă prin blocarea unui calcul în canalul coledoc. În cazul acestei afecțiuni, în dieta pacienților se poate recomanda lămâia, cu rezultate deosebite în calmarea crizelor acute hepatobiliare. Cum se folosește? Se face un decoct timp de 20 de minute dintr-o lămâie stoarsă și tăiată bucățele mici la 300 de mililitri de apă într-un vas acoperit. După 20 de minute, soluția se strecoară, se îndulcește cu miere de albine și se adaugă sucul de lămâie stors. O altă metodă utilă este tratamentul cu cura cu ulei de măsline. Administrarea unei linguri de ulei
și se stă timp de 20-25 de minute culcat pe partea dreaptă. Să vedem ce este dischinezia biliară și ce fructe, respectiv legume, se recomandă pacienților cu această afecțiune. Termenul generic de dischinezie desemnează un proces patologic caracterizat prin alterarea mecanismelor de reglare a activității motorii. Dischinezia biliară reprezintă o alterare funcțională a mecanismului de eliminare a bilei, care se manifestă prin dureri în loja superioară dreaptă a abdomenului, prin grețuri și vărsături. Tulburarea funcțională afectează fie vezicula biliară și sfincterul său, fie canalul coledoc și sfincterul denumit ODI. Dischinezia biliară, denumită și distonie biliară, indiferent dacă are la origine atonia sau hipotonia veziculei biliare, reprezintă o tulburare motorie care împiedică evacuarea bilei din vezicula biliară. În acest tip de afecțiune sunt indicate produse vegetale cu acțiune colagogă care favorizează eliminarea secrețiilor biliare din veziculă și căile biliare extrahepatice în duoden, sau coleretică, care stimulează secrețiile celulei hepatice, mărind volumul de bilă secretat. Ce recomandăm acestor pacienți dintre legume și fructele care pot intra în dieta lor? În primul rând, portocalele, care prin proprietățile lor coleretice și colagoge ușoare sunt utile lor, se consumă ca atare sau sub formă de suc. Porumbele, decoct dintr-o lingură din acest fruct la o cană de apă, și din acest decoct se consumă 2 căni pe zi. Strugurii sunt indicați, se consumă ca atare sau sub formă de cură de must. Dintre legume se utilizează în dieta acestor pacienți pătrunjelul. Frunzele acționează ca un puternic stimulant al musculaturii netede și au un bun efect colagog. De asemenea, se mai folosesc ridichile, ridichea rasă, de exemplu, eventual în amestec cu măr ras, sau se poate folosi sucul, de preferat și aici, în amestec cu suc de morcov. În speranță că informațiile pe care vi le-am furnizat vă sunt de folos, încheie această emisiune și vă doresc multă sănătate și o seară liniștită. La revedere!